Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Bă, după cum puteți vedea, suntem în Sneak Mobile după două săptămâni în care v-am zis de fapt că o să fac vlog cu el, uite că fac, o să încerc să vi-l prezint, bă, că știu eu de bine, știi că nu știu chiar totul acum, știi, dar o să, acum mergem să-l curățăm, mergem să-l spăl un pic. Voi ziceți Sneak Mobile, eu am botezat-o Sally, de la Selena, bineînțeles, eu o să-i zic Sally, voi puteți zice Sneak Mobile-ul, fiecare cum vrea. Ia, hop! Cât o să spăl eu și o să prezint mașina, o am pe Core aici, să mă filmeze. Hâț, Johnule, suntem aici, hâțul de dimineață, hâț, triplu hâț, Johnule. Core mă va filma în timp ce noi ciocănim spre spălătorie, da? Bun, cât îmi pun eu centura și mă pregătesc de plecare. Fratele meu, Valentin, a lansat un super melodie, se numește Chili, hitul verii, o să aveți link în descriere dacă vreți să ascultați. Eu nu pot să pun pe radio, că poate mi iau gen copyright și vă las în descriere. Mortul că am vorbit degeaba de ulei și așa, nu? Da. Da, suntem aici cu Cori, urcăm podul. Cori n-o filma până acum pentru că este normal. Eu v-am povestit că am vrut să filmez azi cum îi schimb și uleiul și tot, dar am zis că e mai bine să nu fac asta. Mersi, Cori, că am vorbit ca prost în vreo 5 minute. Bă, sincer, aș vrea să spun de așa, dar trebuie să pun o melodie nou copyright pentru că asta e imediat să ia. O băgat ăștia pe YouTube acum, nu știu ce-o băgat ei, că acum poți să-ți iei copyright la 5 secunde de melodie și pe melodiile de la, din mașină, frate. Deci ca să vedea așa. Păi dar vreau să-mi pun și eu un pic de pancake, să-l ascult pe Sneak cum cântă. Și vreau să mă filmez cum fac asta. Bum, și-mi dă YouTube copyright și nu mai fac niciun bănuț. Cum sună asta? Mă, ia iurea? John, ia uite-l pe Darth Vader aici, ia uite-l cum. Ia uite ce e aici, John. Opa, e zegoasă, ce să facem? Da, o spălăm, o facem frumusică. Bă, dacă tot nu mergi cu YouTube-ul, măcar să știu să spăl mașini. Haide, torpili. Cum ar fi, bă, John? Fii atent cum din albă devine și mai albă. Haide! Bă, dar i-am dat pe cum? Cum ar fi, bă? Da. Mamă, cum vii după mine, parcă e meu. Nu înțeleg pe Cori. Doi, John, doi. Pălare cu pensiune. Bă, la asta trebuie, brad, serios, eu pentru asta m-am ajunat, pentru că... Fii atent cum sare. Stai, Germania 1945. Ești la ta, mă jur pe viața mea. Uite, îmi cumperi tricou nou alb. Auzi, John, niște leu. Iar două oară. Se vede, da? A doua oară când ce? Când uiți camera. Camera? Da. Mai bag o fiță. Oh, dar te-ai stropit-o de-acum. Eu? Bă, am udat-o, John. Dă-te așa cât sare. Follow pe Insta. Îmi pui și un Instagram, nu știu ce faci. Bine, știu că asta oricum o tai. Pe ce te promovezi pe Moca? E, zici că e leu? E, cum e acum? E, ia uite cum curte, John, ia. Lasă, Johnule, că toate fetele se vădă. Ia uite, hop. Ia uite-o pe asta, John. Hopa, hopa. Uite-o mâncau ăsta cum e în interior, aș deschide-o. Da. Da. Codul Sneak, 10% reducere pe Foodshop. Ia uite, hopa. Nu v-am explicat, dar eu am luat-o cu pistrui. Când plac pistrui și am luat-o un pic, e pistruiată. E pistruiata mea. Așa am vrut eu, cu pistrui. Așa o să o las când plac pistrui la fete de-astea. Păi, John, cam strică semnul ăla de începător de acolo, dar în schimb e foarte, foarte frumoasă, nu? Aici cu micuța mea. Pac, forță, forță. Am adus-o într-o parcare, sper să nu mă dea afară când am venit aici să fac poze o dată afară. Dacă am asta e frumusica. Da, bă, ce să zic, e un Golf 6 din 2010, 101 cai putere, 1.6 TDI frumos de pe motorină. Că am luat-o pe motorină ca să consume puțin. Bă, ea e foarte frumoasă, gen chiar foarte, foarte frumoasă. Bă, și este albă, deci asta cred că e cel mai frumos lucru la ea, știi? Bun, să încep cu exteriorul. Ea are aici pe capotă, v-am arătat și la spălătorie, are câțiva pistrui, nu se văd așa tare, știi? Și mai ales, adică e ok. Eu am vrut pistruiat, așa am vrut eu, deci eu am vrut așa. În rest am avut noroc, am prins-o cu jante frumoase, gen incredibil de frumoase cum ar veni. În schimb mare pe aici, pe una pe acolo, știi, o zgârietură. În schimb arată foarte, foarte bine, știi? N-am ce să zic, ea e foarte frumoasă pe exterior, v-am zis. M-ați întrebat pe viitor dacă o tunez, dacă de alea. Bă, sincer, nu prea aș vrea, pe exterior arată foarte bine. Dacă ar fi să-i pun aici, să-i fac un pic un chid de la cobară de aia, știi, cum ar veni pe părți pe spate atât. Pe exterior atât ar veni și dacă e să o colantez un pic aici, știi unde are chestiile astea, în schimb pe
exterior nu vreau nimic, pe interior. Ia pe interior arată foarte ok, hai să mor și odată cu voi. Pe interior nu cred că aș vrea să-i fac nimic în afară de aici să-i pot. Bă, dar nu mai pot cu autofocusul. Aici în loc la radio ăsta o să vină în viitor apropiat, sau depinde, acum nu știu cât de apropiat o să vină frumos o navigație. Am găsit deja o navigație, nu e așa scumpă, 10 milioane ceva în genul, și aș vrea să-i mai pun pe lângă navigație. Dacă tot îi pun navigație, o să-i pun și cameră cum ar veni pe spate și senzor, și nu o să ajung așa mult. Eu zic că arată foarte frumos pe interior. A fost întreținută bine, cum ar veni, știi, arată foarte, foarte frumos. Hai să vă arăt de la spate. Deci acum ar veni, v-am zis, uite, un pic cât de frumos și că, știi, trebuie să un pic o mai curăț eu, știi, pe interior, că n-am apucat să o curăț pe interior deloc. Și dacă îți intru frumos aici în spate, știi cum ar veni, stau binișor. Uite, dacă închizi și ușa gen ca pasager din spate, ținând cont că bulangiul ăsta de frate mi-și ține scaunul foarte pe spate, stau bine. Da, are cutie manuală, v-am zis, are 101 cai putere, este pe 1.6 pe TDI. Are geamuri electrice și pe spate, are și pe față acolo. Avem încuiatul ușilor, avem acolo pentru oglinzi, avem și geamuri electrice în față. Box în portiere, vă arăt și portbagajul. Portbagajul pentru ea este destul de mare. Deci nu că e mare, este incredibil de mare. Deci uite ăla că, băi, suma portbagajul, să mor, fii atent, stai că e cu zoom, fii atent. Uite cât e mare. Frate, mi-a bagat în portbagajul ăla că. Hai ca să vă arăt ce are și sub capotă. Bă, nu am curățat-o, ca să știți, deci nu este curată la motor. O să o iau eu să o curăț chiar nu. Deci aici chiar nu pot să zic, n-am avut timp. Am zis că o curăț mâine de față cu voi, dar nu, am zis că vă plictisesc, știi? Bun, hai să-i dau și ok să auziți cum pornește și cum e. A, ia fi atent aici. Oh, frumos, dieselul frumos. Are volan reglabil, mami, ar trebui un obiectiv mai wide să mor. Volan reglabil, lumina automată, frumos. Aici poți să-ți dai mai tare sau mai încet, gen cum să fie. Eu mi-l țin foarte încet. Pe butonul ăsta se setează farurile cât de sus sau cât de jos să vină. Nu știu, dar nu se observă afară, dar mă rog, farurile se ridică și se coboară. Comenzile în portieră, oglinzile. Are și ESP frumos aici, tetiera asta. Băieți, cam ăsta este consumul făcut în oraș oficial, că am mers cu ea în oraș. S-a făcut 5,2, credeți-mă, ea merge foarte, foarte, consumă foarte puțin. Îmi pare rău că mă prind seara, de eu nu știam că se face noapte așa de vreme. Eu credeam că la 10 se face noapte, știi? Deci ea, dacă nu, deci dacă nu baci piciorul în ea și merge ok, merge frumos. Deci eu merg cu 3, cu 4, merg foarte lejer în oraș, crește consumul că trebuie turată, știi, când îi schimb vitezele. Eu îmi țin telefonul cu auxiliar, dar când o să-i fi, o să-i pun Bluetooth, știi, o să-l pun direct aici, că am o chestie pe care o țin aici și-l țin în bord. Hai să dăm la sound frumos și să dăm direct la bas și să-i dăm basul maxim frumos. Cam asta e sistemul audio. Da. Mamă, fii atent cum schimbi o lumina din cameră. Haide, da, singura, am făcut o prostie mare. Camera nu știu dacă se observă, că nu cred că o să observe vreodată, dar becul ăsta este puțin mai galben, iar ăsta pe care l-am luat eu ieri, cum ar veni, este mai alb. Să vezi. V-am zis, doar oricum, dacă vă luați o mașină și n-aveți peste un an de permis, să nu vă treceți pe numele vostru, pentru că plătiți asigurarea mult. În schimb, ce să zic, nu știu, o iubesc, cam ăsta a fost vlogul. Nu știu, să vă dau mai multe detalii, cum ce culoar, ce morții mei, din ce făcută tabla, din ce component, nu știu. Dacă o să vă placă, poate chiar o să facem car vlog și o să-mi iau și un GoPro, mă rog, vedem. Da, să moară băieții mei, sincer, mă simt acum, dacă e să o iau așa, să analizez lui, că să stai singur într-o parcare și să vorbești așa pe, în portbagaj la mașină, e un pic aiurea, știi? Haideți să vă arăt și vechea mașină frumos aici. Un Ford Fiesta 2003. Hai să intrăm frumos în el. Oh, așa, mamă, ce amintire aici. Wow, wow. Wow. Mamă, câte amintire aici. Ce, doamne, am făcut-o, mamă, ce-a făcut-o? Mașină de tractor? Ce-a făcut aici, doamne? Până să iau Golful, asta era mașina pe care o foloseam. Un Ford Fiesta 2003 TDI. Nu mai știu ce, cred că 1.4. Manuală, bineînțeles, fără aer condiționat. Cu puțin găinați pe ea, pentru că porumbei neciopliți. Da, foarte, foarte. Foarte drăguț, să știți că eu am numit-o Mocănița. Am numit-o Mocănița pentru că motorul ei s-aude așa ca unde, ca o locomotivă de acuaburi, știi? Da, da, bă, foarte, foarte, să știți că țin foarte mult la mașina asta, chiar dacă acum o am pe cealaltă. Am avut noroc că am putut să învăț pe asta să conduc pentru că am zgâriat-o odată. Asta i-am zgâriat-o odată un pic pe aripa din stânga spate cum ar veni. Da, mă bucur foarte mult că, bă, mai bine înveți pe o mașină mai slabă și după ții una nouă, știi? Da, am vrut să vă arăt doar de unde am început ca să facem un before and after cu cealaltă. Ce cald e. Stai aici frumos, gata. Hop,
așa, am intrat în frumusica asta. Da, este un pic mai mare diferența, mi-a căzut semnul de începător. Mi-a căzut semnul de începător pentru că nu mai sunt începător, poate de aia e un semn. Da, acum vreau să combin un pic vlogul de ieri cu cel de astăzi, pentru că mi-am dat seama că ăla de ieri este un pic mai nașpa, pentru că era să făcea seară cum ar veni. Și am zis că da, este mai bine să le îmbin cum ar veni. Acum am mers să fac pe interior curată. Hai să dăm drumul la ce, că nu mai pot de cald, doamne, nici în asta. O bătut soarele în ea toată ziua. Dacă eu mai prezint cât mai pot, acum mă duc să o curăț. Păi John, dar eu m-am dus cam pe unde nu trebuia. Am uitat să mai fac dreapta, că mai lua cu camera cu astea. Ei, asta este. Până la urmă am desfăcut-o toată și am scos și preșurile acolo, am luat aspiratorul și mă pregătesc să o curăț, să o fac frumoasă, că uite că mai are impurități de alea, vedeți, adică pana mea, trebuie să fii frumos, bă, adevărat, vă mint eu, bă, vreodată? Ia uite-o pe asta, John, nu-i clica murdărică, op, ia uite ce e aici, opa. Ba, ce e aici? Da, e roata de rezervă, cum ar veni. Hiroshima 1900, cât era? O grămadă de musculiții de astea care trag la culoare de astea albă cum ar veni. Și le-am aspirat, plecați la mașină. Bă, în principiu e cam gata. Ia de-te așa, frate meu. Am făcut-o cât de curat am putut eu. Eu zic că arată foarte, foarte bine, ținând cont că este făcut. Adică, mă rog, astea sunt urmele de la aspirator, dar eu zic că arată foarte bine atâta timp cât e făcută de mine și nu la spălătorie. Oricum, urmează să o duc și la spălătorie, că mai sunt câteva chestii, uite astea de aici, pe care nu am ce să le fac efectiv, sunt de ulei sau nu știu efectiv de ce aici și nu pot să fac eu. Așezăm frumos asta aici la șoferi, pac, pac, am șters-o și pe asta. Așa, frumos, acolo, accelerație adevărat. Cam ăsta a fost vlogul, mă rog, nu știu cum l-am combinat eu, am terminat-o, mă rog, așa, cum arată, cum am putut, am terminat-o. Da, ne vedem în vlogul următor, ce să mai zic, s-o grămadă de muște, trebuie să plec mai repede ca să le zbor, că merg 190 ca să zboare toate muștele, glumesc. Vă pup și voi vezi când ne vedem. În cadru cu, pac, uite, hop, Johnule. Pa, bă!